Bom dia, sau mai pe românește, bună dimineața din Funchal, Madeira. Asta e ultima zi din concediu. Practic e și ultima oră, că trebuie să ne cărăm spre aeroport. Și m-am gândit să vă arăt casa, pentru că mi-a plăcut foarte mult cazarea pe care am avut-o acum. Asta e. Poartă automată, loc pentru o mașină mică, loc pentru o mașină mai mare, cum am avut și noi. Noi am avut un Citroen C4 Picasso. Na, fiind 6 oameni, ne-a trebuit ceva mai mare. Când intri în casă, primul lucru, alarmă. La etaj e ceva, birou, probabil. Este o ușă încuiată, n-am tras de ea, n-am vrut să vedem care e treaba, pentru că nu ne-a interesat. Hol, 3 dormitoare, o baie, o baie pentru 2 din ele, pentru că ăsta are baia lui. Nimic deosebit, baie standard. Hai să vă arăt o cameră cum arată. Măricică, geamuri, view, revin la view mai târziu, dulapul ăsta în care poți să intri. Asta e schema făcută aici cu peretele ăsta, dar poți să intri în el. Hop. Marșalier. Nici saltele foarte comode, colega care nu mai are baterii. Și hai să vedem piece de resistance. Living-ul. Living-ul ăsta e cam cât un apartament cu 3 camere în Iași. E imens. Avem un șemineu aici pe care n-am apucat să-l folosim. Am uitat complet de el. Ei ne-au lăsat lemne, aprinzătoare. Un OLED foarte frumos. Încă o baie pe care eu nu prea o înțeleg, fiindcă are cadă și cabina de duș. Și de acolo dai în bucătărie, dar na. Ceva statui care s-au mișcat azi noapte. Cred că avem un poltergeist aici. Masă de biliard. Băgatul ăla de biliard zilele astea, adevărul e că suntem pricepuți extraordinar de mult. Nici nu pot să descriu în cuvinte. View din nou către ocean. Masă de dining. Insulă. Sunt două chiuvete, una aici și una acolo. Hotă Bugatti, de ce zic Bugatti? Pentru că are 8 chestii de-astea pe fiecare parte și ca un V16 pe atunci. Ca la Bugatti, Hotă Bugatti. Diverse chestii standard pe care le are o bucătărie. Mașină de spălat vase, uscător, mașină de călcat, încă o chiuvetă, fier, toate cele, erau inclusiv foarte multe. Și acum view-ul de pe terasă, care e unul foarte fain. Direct la ocean. Așa, la cumetri ăștia care își aduc macarale ca să ridice o casă. Aia sunt domnii Doreau. Doreau se zice la Dorel aici. Și ăla e oceanul. Portul e acolo din Funchal. Funchalul e pe dealurile astea. Și oceanul care e foarte liniștit. Am prins și o vreme foarte faină zilele astea. Nu a fost nicio furtună. Nu mai a fost așa o explozie de căldură, dar na, trecem piste. Hai să urcăm pe casă la omul ăla. Ca să mai tragem un look la view. Hop. Șopârle. Iu, ce-o căzut șopârle la ea. N-o mor pe horn, că poate pică. Dar asta e view-ul cu care am stat zilele astea de la cazare. Foarte frumos. Mă bucur că e început șantierul azi dimineață. Azi dimineață au venit macaralele. Le-au încărcat cu conta greutatea și o să pornească la treabă. Nu au fost gălăgii până acum, ceea ce e bine. Cam asta e. Ia să întorc. Telefonul. Fain. Dacă vreți să veniți în Madeira, recomand. Foarte fain insula. Că a venit și mâța să-și ia mâncarea de la șopârele. Hei! Unde ești? Vezi cât mâncau niște șopârele, băi? N-are ea problemă.
Dar bun, cam asta e. Până data viitoare. Salut!